În scurt timp vor începe și cele 10 lupte. Ar fi bine să prezentăm deja și prima pereche de luptători. În primul duel se vor întâlni Alexandru Nimerenko din Moldova și Adrian Valean din România. Uite că a început lupta, să vedem, sunt doi luptători care vin din judo, sunt doi luptători care le place mai mult să ducă lupta la sol, însă, uite, acum avem o combinație de brațe petrecută de luptătorul român, bine, care nu și-a ajuns ținta, au mers în blocajul sportivului moldovean. Este o tatonare, un început de luptă, bine, și e lupta de început a turneului, de ce bănuiesc emoțiile și sunt foarte mari la acești doi sportivi, cu toate că sunt o lovitură frumoasă de picior, încercată de Alexandru Nimerenko, riposte al sportivului din România, iată, spiritele se încing, lupta devine din ce în ce mai dinamică. Are Alexandru priză la gât, va încerca un procedeu de strangulare, însă iarăși antebrațul și nu cred că va reuși. Cu atât mai mult că, cum am spus, sportivul român este un sportiv foarte experimentat, vine din judo, este campionul Republicii, campionul României la judo și plus la toate mai participă și la turneele de Unified. Foarte bună priza, încearcă Alexandru, a eschivat și uite că acum într-un control frontal o să urmeze, eu bănuiesc, niște lovituri pentru a încerca eliberarea puțin a prizii și pentru a petrecerea care va procedeu. Sunt atenționați sportivii să acționeze așa. Sunt ridicați în picioare. Ridicați în picioare deoarece la sol, dacă nu duci careva acțiuni, ești impus de arbitru să prelungești lupta din picioare. Lovitură joasă de picior foarte bună, petrecută de Alexandru Nimerenko. Și este sportivul moldovean, spre bucuria suporterilor moldoveni prezenți în sală. Încă o lovitură bună de picior, a început să-și valorifice arsenalul său tehnic, este mai abil și pare puțin mai degajat. Încercarea de proiectare la sol nu-i reușește lui Valean. Acum iarăși are o priză la gât. O fază destul de comică, aș spune eu. Bine, o fază întâlnită în asemenea campionate, deoarece de regulă este permisă și proiectarea. Iarăși o combinație de brațe la Alexandru Nimerenko, încearcă să-i spargă apărarea sportivului român. Avantajul este evident din partea sportivului nostru, care este mult mai foarte activ. Foarte bun croșeu de stânga, eu cred că l-a dus în dificultate pe sportivul român și care a rezultat, uitați-vă, avem și o aruncare perfectă. După cum am spus, acea lovitură de stânga nu a trecut fără urmări pentru sportivul român. El se simte puțin bulversat, fapt de care momentan s-a folosit Alexandru. Încă două lovituri de braț care au ajuns ținta. Proiectare la sol. Este într-o poziție așa, într-o poziție avantajoasă. Este un control deasupra, acum va urma o avalanșă de lovituri. Bravo, avem primul învingător, doamnelor și domnilor. Alexandru Nimerenko a învins pentru un procedeu cunoscut în jiu-jitsu brazilian și în judo, anume luxare prin acțiune articulară în cruce. Este prima luptă care a adus victoria Republicii Moldova și avem acum scorul de 1-0. Luptă foarte spectaculoasă, încă o dată felicitări pentru Alexandru.